Ambasadorii educației, oameni cu inimă mare, preocupați de viitorul societății, membrii clubului Rotary Slobozia au demonstrat că sunt nu numai extrem de generoși, ci și oameni care pot sprijini performanța acolo unde există potențial și pot clădi un viitor pentru copiii mai puțin norocoși. A șaptea ediție a balului caritabil ARIP pentru viitor a fost un prilej pentru oamenii de afaceri din județ de a strânge fonduri pentru acțiunile umanitare demarate de clubul Rotary Slobozia. Perpetuarea acestui eveniment anual nu face altceva decât să aducă împreună spiritele generoase ale comunității alomițene și să sprijine acolo unde e cazul valorile umane și morale necesare unei evoluții continue și solide. Printre proiectele clubului Rotary Slobozia pot fi menționate reabilitarea unor spații din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia sau acordarea unor burse de studii. Este cea mai mare participare la deja tradiționalul nostru bal caritabil. Asta demonstrează că ajutorul prin voluntariat, ajutorul caritabil, a început să însemne ceva și pentru comunitatea noastră și acest lucru ne dă energie, dar și capital, să continuăm proiectele noastre. În acest an rotarian, care a început la 1 iulie, avem trei principale proiecte. Unul axat pe sănătate și anume reamenajarea unor spații în Spitalul Județean, spații destinate pacienților. Acest proiect a fost inițiat în anul 2009 și s-a desfășurat până în 2012, perioadă în care am reabilitat 9 grupuri sanitare și ne-am propus ca în acest an să reluăm. Celelalte două proiecte sunt axate pe educație și de aceea leitmotivul acestui bal este ambasadorii educației. Primul proiect pentru educație este cel care ne ancorează în trecut și ne provoacă să-l continuăm. Este vorba de proiectul de acordare a burselor de studii pentru studenți. Acest proiect se află deja la al șaselea an și prin care susținem două studente. Una este studentă la medicină, nu este în această seară cu noi datorită faptului că urmează un program universitar în Franța, iar cea de-a doua este studentă la arhitectură. Vreau să mulțumesc din suflet clubului pentru bursa pe care o primesc și uite, am ajuns deja anul 6 la facultate, ultimul an, și toți acești 5 ani care au trecut de când primesc bursă și mi-a fost de foarte mare ajutor. Și pentru asta vreau să mulțumesc mult clubului Rotary. Cel mai important proiect al clubului Rotary Slobozia este Educația de ARIP, un proiect prin care 40 de copii de la căsuțele de tip familial sunt ajutați să se dezvolte armonios și să-și creeze un drum frumos în viață. Cadre didactice, consilieri școlari și elevi voluntari ai Liceului Pedagogic Matei Basarab din Slobozia desfășoară activități de tip after school cu acești copii, iar clubul Rotary Slobozia susține financiar activitatea tuturor. Încercăm să ajutăm un grup de 40 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani și care din diverse motive au fost scoși din familiile lor și astăzi trăiesc împreună în casele de tip familial din Slobozia. De data aceasta nu este vorba să le oferim doar ceva mâncare, îmbrăcăminte, jucării sau o centrală să se încălzească, ci prin acțiunile noastre și donațiile dumneavoastră să încercăm să le oferim ceva extrem de important pentru viitorul lor personal și al comunității noastre, educație. Intenția noastră este de a oferi acestor copii asistență și suport educațional până în momentul în care vor reuși să se integreze în societate, mai concret, până vor reuși să se întrețină singuri. Este vorba de un proiect de tip after school, proiect în care noi, Rotarii, ne-am propus să finanțăm cheltuielile administrative pentru locația în care acești copii își desfășoară activitățile din cadrul acestui proiect, dar și plata salarială pentru două cadre didactice și doi psihologi, prin intermediul cărora copiii primesc suport pentru efectuarea temelor, pentru formarea unui comportament normal, suport care acoperă nevoia copiilor instituționalizați de a reuși la școală sau mai târziu în viață. Un proiect dedicat copiilor, un proiect făcut din inimă pentru aceste suflete minunate care au reușit să ne cheme alături de ei. Sunt copii minunați,
care au nevoie de noi nu numai pentru partea de educație, cât și pentru partea de afecțiune. Copiii beneficiari ai proiectului Educația de Aripi s-au prezentat publicului prin intermediul unei scenete. Într-o seară de decembrie, înainte de Crăciun, trei prietene se întâlnesc și plănuiesc să aducă un strop de bucurie în viața a 15 copii dintr-o căsuță de tip familial din Slobozia. Câteva jucării care să facă așteptarea lui Moș Crăciun mai ușoară. Ideea lor prinde aripi și, în curând, alte persoane cu inima plină de iubire dăruiesc la rândul lor jucării pentru copiii mai puțin norocoși. Proiectul se bazează 80% pe activitatea de voluntariat, 150 de copii minunați care vin de la diverse licee din oraș, dar în primul rând de la liceul pedagogic. Copiii care vin se implică și, spre surprinderea noastră, uneori știu mai mult decât noi, pentru că știu simțind mult mai multe lucruri decât noi. Sunt elevă la liceul pedagogic Matei Vasara și voluntar în cadrul proiectului Educația de Aripi. Sunt onorată să lucrez cu acești minunați copii care au potențial. Despre mine pot spune că sunt o persoană veselă, optimistă și îmi place să aduc zâmbetul pe buze altor persoane. Mă simt minunat pentru că sunt împreună cu acești copii care mi-au schimbat în totalitate viața. Eu am plecat prima la acest proiect împreună cu o prietenă, anul trecut, prin octombrie, mergând în căsuțe, în ideea că ei au nevoie de hăinuțe, de jucării, de mâncare, să facem temele, dar cam după două luni mi-am dat seama că în căsuțe iau toate acestea. Au mâncare destulă, au îmbrăcăminte, au căldură, au tot ce le trebuie. În schimb, au nevoie de noi, cei din afara căsuțelor, au nevoie de iubirea noastră, de ajutorul nostru pentru a se integra printre noi. Cei mai importanți reprezentanți ai comunității alomițene s-au întâlnit în cadrul tradiționalului bal de caritate organizat de Clubul Rotary Slobozia și își doresc proiecte mult mai ample pentru sprijinirea comunității locale. Cred că ar trebui făcut puțin mai mult decât ceea ce face Rotary o dată pe an la acest eveniment, la acest bal, la acest bilanț al lui Rotary pentru un an de zile. Cred că ar trebui făcut mai mult, cred că ar trebui proiecte mai ample de dezvoltat și nu numai în sprijinul copiilor, cred că ar trebui să aprofundăm nițel. Poate ar trebui să organizăm centre pentru copii, poate ar trebui să organizăm cadre pentru a pregăti, pentru a lucra și a promova aceste centre pentru copii. Poate că ar trebui să lucrăm să facem proiecte care să devină texte de lege pentru protecția acestor copii. Tot timpul ne ascundem sub umbrela, nu există fonduri, nu există bani. Nu cred că este adevărat. Paradoxul este că, iată, oamenii de afaceri vin și dau o mână de ajutor. Ok, și oamenii de afaceri ar putea să dea două mâini de ajutor, nu una, dacă ar exista text de lege care să spună că din profitul care trebuie să-l dau statului, stat care face ce vrea cu el, orice altceva decât pentru educație, sănătate și altele, da? Să mă lasă pe mine să-l distribui acolo unde doresc eu, ca om de afaceri, da? Poate pentru acești copii, de ce nu? Sigur că da. Și atunci rezultatul va fi altul. Ce ne motivează? Din punctul meu de vedere, ideea este că în momentul când șansa, destinul, societatea ți-a oferit ceva, e bine ca o parte din acel ceva să încerci să-l întorci către societate și către, poate, vitregiții societății. Și nu sunt cuvinte mari, ci sunt cuvinte care vin din inimă. Ăsta este și scopul nostru, a încercat să fim deasupra intereselor personale sau a intereselor, să zicem, meschine de zi cu zi și a încercat să ajutăm și poate niște suflete vitregite de soartă sau mai puțin favorizate de destin. Clubul Rotary a făcut numai lucruri frumoase, programele 100% și le-a îndeplinit. Am mers cu Rotarii pentru că trebuie să fie oameni de afaceri implicați, oameni care vor să ajute copiii, ajută fiecare cum poate și totul este doar în sprijinul copiilor și proiectelor care vor să facă renovări la spitale,
copiii care vor să-i ajute pentru mersul bun al activităților în sănătate, în dezvoltare, în învățământ. Sunt niște proiecte foarte importante pentru societatea românească. Această cauză este o acțiune de lăudat și vreau să spun că sunt mândru că pot face parte din acest grup de oameni care iau parte la acest eveniment. Este bine să ajutăm copiii prin aceste acțiuni și că fiecare dintre noi putem să contribuim la dezvoltarea societății. Asta e misiunea Clubului Iotai, de a sprijini comunitatea în fiecare colț al lumii. Asta face Iotai indiferent de locația în care se află. Și noi facem fix același lucru la Slobozia și chiar mă bucur să văd că de la an la an crește conștientizarea oamenilor de afaceri, cum că trebuie să dăm o parte din ceea ce obținem către comunitate, pentru că până la urmă și la coadă, fie că ne dorim, fie că nu ne dorim, trăim în comunitatea aceasta și ne bucurăm să vedem oameni fericiți pe stradă, ne bucurăm să vedem oameni care au mai puține probleme și cred că până la urmă finalitatea o să fie una foarte bună, inclusiv în județul Ialomița. Evenimentul a cuprins o tombolă și o licitație pentru diferite obiecte de artă, banii strânși în urma acestora urmând să fie folosiți pentru ajutorarea celor 40 de copii de la căsuțele de tip familial din Slobozia. Balul s-a finalizat cu un recital de excepție al Loredanei Groza.